Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 15 martie! Astăzi, tranzitul lunii Prin semnul berbecului Ne conferă abilitatea De a ne adapta La orice situație apare De a depăși cu multă eficacitate Blocajele și provocările Pe care le întâlnim Și ne vom descurca singuri Deci va fi, va fi un pic surprinzător Faptul că cei din jur Atunci când vom solicita ajutorul Nu vor putea, nu vor dori Nu vor avea disponibilitatea să ne-l acorde Și atunci va trebui să ne adaptăm din mers schimbărilor care apar. Și să știi că o să ne descurcăm. Deci, indiferent de semnul zodiacal din care faci parte, vei reuși să te adaptezi asemenea unui cameleon, nu știu femininul de la cameleon, doamnă cameleon, ne vom adapta din mers la orice situație creată. Și este o zi în care avem foarte multă intuiție și perspicacitate. În continuare vom vedea ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte, dar înainte vreau să-ți reamintesc să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi, berbecii au foarte mare intuiție și capacitate de a se adapta tuturor provocărilor apărute. Ei niște decizii importante privind un proces, o verificare, o testare sau un nou loc de muncă. Ai foarte multă energie și vrei să rezolvi deodată mai multe lucruri și. Și să vezi, chiar vei reuși, mai ales că planetele sunt de partea ta. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului, astăzi Taurii, caută sprijin la prieteni. Poate este vorba de susținere emoțională, poate este vorba de rezolvarea unui proiect, poate este nevoie de un sfat. Este o zi în care. Ești foarte deschis și foarte interesat de interacțiunea cu cei din jurul tău și felul în care comunici și felul în care împărtășești idei te ajută foarte mult să te bucuri de compania celorlalți. Un prieten va avea nevoie de un sfat din partea ta și îl vei da cu foarte mult generozitate. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Gemenii astăzi sunt foarte bine susținuți pe zona carierei, pe zona ascensiunii sociale, așa încât dacă ai de luat niște hotărâri privind uh, ascensiunea ta socială, astăzi este ziua în care te bucuri și de intuiție și de uh, susținerea celor din jur și vei reuși să-i convingi chiar și pe cei mai drastici opozanți ai tăi să te susțină. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Astăzi racii primesc niște vești bune legate de un loc de muncă, legate de un proces, legate de o verificare, un control sau o potențială susținere financiară ca urmare a unui proiect. Este o zi în care racii reușesc să realizeze tot ceea ce își propun, dar îți recomand ceva. O femeie s-ar putea să-ți facă o propunere. Te rog, gândește de două, trei ori înainte de a spune ne da acestei propuneri, pentru că s-ar putea ca în spatele acestei oferte, care pare foarte generoasă la prima vedere, de fapt să se afle altceva. Deci asta e singurul avertisment pentru RAC. Nu te grăbi să spui da unei propuneri făcute de o femeie. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi leii fac față cu brio tuturor întâlnirilor și tuturor discuțiilor, chiar dacă unele dintre aceste discuții vor fi mai înfierbântate. Este o zi în care pot să rezolvi niște chestiuni legate de acte, hârtii și documente. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Trebuie să te ocupi de niște acte privind o moștenire sau o casă. Cineva din trecutul tău te caută astăzi și are nevoie de ajutorul tău. Chiar dacă te leagă amintiri și sentimente de această persoană, va trebui să-i acorzi ajutorul tău pentru că altfel lucrurile pot fi destul de stresante între voi pe termen lung. Deci ajută-l sau ajută-o fără nicio reținere și ai să vezi că este simți și tu chiar mai bine. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței astăzi ți se întâmplă ceva ce urăști. Sau nu urăști. Cuvântul a este un termen mult prea dur. Dar nu-ți place. Îți se va cere să faci o alegere. Fie între două locuri de muncă, fie între doi parteneri, doi iubiți, două iubite, doi prieteni. Deci undeva ți se cere să faci o alegere și nu ești pregătită sau pregătit să faci această alegere. Nu ești... Nu există emoția necesară să te duci în a spune da, vreau asta sau vreau asta. Și atunci ce, ce soluția ai? Să tragi de timp. Nu este o zi să începi lucruri neapărat, cât este mai, mai degrabă o zi în care îți pui ordine în minte și în intențiile tale. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Ai mână bună la afacere, ai mână bună la semna contracte, mână bună la luat decizii importante privind viața și cariera ta. Este o zi în care scorpionii reușești să rezolve foarte multe lucruri, dar vei reuși să soluționezi tot ce îți propui numai dacă ai o agendă clar stabilită. Deci fă ordine în program și ei să vezi că faci mult mai mult decât îți imaginezi. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Astăzi, săgetătorii rezolvă o problemă care nu este a lor. Cumva un prieten, un coleg, un colaborator are nevoie de susținerea ta, de ajutorul tău și reușești să te adaptezi acestei situații nou apărute. Ești dornică sau dornic să-i ajuți pe cei din jur, dar vezi că încerci să fugi de niște sentimente sau în relația ta sunt niște lucruri rămase nerezolvate sau mai trebuie să discuți, mai trebuie să clarifici ceva și te ascunzi în muncă și în ajutor ajutorul acordat altora când de fapt tu trebuie să te ocup de tine. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Te preocupă ceva legat de o, de o rudă, de un prieten, nu ai cum să-i ajuți foarte mult, s-ar putea însă să fie nevoie să-i atragi atenția acestei persoane că nu procedează bine într-o situație. Nu e simplu să faci acest lucru, va trebui să te înarmezi cu foarte multă răbdare, dar la final vei reuși să rezolvi această situație. Spune ceea ce simți, spune ceea ce gândești. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Ai foarte multă intuiție astăzi și ai mână bună la afaceri. Ți se cere să rezolvi ceva legat de niște acte, sau să depui mărturie într-un proces, sau să discuți în fața unei comisii, să iei niște decizii legate de o comisie. Ai foarte mult curaj, determinare și chiar vrei să spui lucrurilor pe nume, așa încât cu curaj înainte vei reuși să impresionezi pe toți într-un mod pozitiv. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi ai foarte multă diplomație și ești foarte bine susținut în fața unor examinatori sau unor persoane care sunt severe și stricte. Reușești să te descurci în orice situație nouă apărută și te adaptezi de minune noilor schimbări. Este o zi în care spre seară s-ar putea să primești un cadou. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de 15 martie. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare. Să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând.